Și Adam Scott, where are you now? La 51 peste 13 aici, în continuare cu tine e Ralu. Și așa cum ți-am promis la începutul emisiei, nu sunt singură, avem studioul plin de oameni și o să vezi imediat despre ce este vorba. Ei bine, îți vorbesc despre rock, căci are istorie și va mai scrie. Săptămâna trecută am avut aici în studio 6 tineri frumoși și talentați care au venit să reprezinte acest gen și să ne arate că rockul se menține bine în industrie, în ciuda tuturor noilor tendințe din trending. Iar acum studioul e plin din nou, așa cum ți-am spus. Bine ați venit la Trainet, iar prima dată vorbesc cu Andreea Șofron. Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit, ne bucurăm să fim aici! Și noi ne bucurăm să vă avem prezențire aici în studio și să vorbim în continuare despre rock, pentru că ne place să aducem în discuție acest gen. Asta e o chestie bună! Așa! Vorbeam despre Andreea Șofron, actriță și managerul trupei MXCM, care e prezentă astăzi la Trainet. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem foarte bine, suntem foarte ocupați, suntem foarte nerăbdători să participăm luni la gala laureaților Crossroads Battle of the Bands, unde pe 19 iunie noi am câștigat premiul întâi la trupe. Și nu numai atât, aș vrea să menționez aici că am avut și trei membri ai trupei care au participat la secțiuni individuale, respectiv solo voce, chitară și tobe. Așa. Și ne-am ales și de acolo cu premii frumoase, premiul 2 voce, premiul 2 chitară, premiul 1 tobe. Felicitări! Da, așa că nouă personal ne-a prins foarte bine. Este o inițiativă lăudabilă a Școlii Internaționale Mark Twain, pentru că în felul acesta copii care, mă rog, despre care nu se știe, dar care există și exact, care sunt foarte talentați, devin vizibili și cunoscuți. A contat foarte mult și componența juriului, care a fost numai din oameni din industrie. Mm-hmm. Specialiști. Exact. Și suntem foarte nerăbdători să ne reîntâlnim cu ei și să ne reîntâlnim cu atmosfera de la The Pub, universității, unde se va ține și această gală. Evident. Și acolo vor fi și premiați pentru munca lor până la urmă. Vor primi trofeele. Da, așa sperăm și noi. Așa. Păi, după munca asiduă, merităm și recompense. Clar. Ce ne puteți spune despre competiție? Cum a fost? Ce a reprezentat festivalul din punctul dumneavoastră de vedere? Așa cum am spus, a fost o rampă de lansare. Copiii au devenit vizibili, au devenit cunoscuți. De atunci încolo li s-au legat și alte proiecte, alte cântări care au fost foarte importante pentru propulsarea lor în această industrie. Și de acum nu putem să sperăm decât la mai mare. Așa, Doamne ajută! Da. Știu că trupa e formată de mult timp, adică are o istorie. Da, trupa are o istorie destul de lungă. Fără falsă modestie am să spun că cumva îmi asum nașterea acestei trupe. Ea a început în 2018, chiar dacă de fapt prima sămânță s-a pus cândva în 2017, când trei dintre membrii mei, membrii trupei, mă rog, evident, membrii mei, eu da, cumva mă identific cu MXM. Exact. Mă cheamă MXM. Faceți parte de acolo. Exact. Trei dintre ei erau elevi la o școală de muzică și pentru că eu întotdeauna am fost de părere că copiii trebuie motivați, trebuie să simtă o finalitate a muncilor și nu să stea numai în sala de studiu și să studieze acasă. Am tot bătut la cap profesorii să se întâmple acolo o trupă ca ei să poată să experimenteze și viața de scenă așa cum este ea. Da, da, da. Doar că în vara lui 2018 am decis oarecum să luăm proiele și să ne ocupăm personal de acest lucru, drept care i-am smuls pe pianist, pe Andrei, pe chitarist, pe Bogdan și pe fiul meu, pe Luca, Ilie Toboșaru. Așa, trebuie să menționăm. Așa. Și am pornit acest proiect, care inițial s-a numit Mix and Match, pentru că ei aveau niște vârste foarte frage de la acel moment. Cred că cel mai mare avea 12 ani. Oh, e bine! Am început exact când au trebuit. Exact, da. Și pentru că ei veneau cumva din stiluri diferite de muzică, aveau preferințe diferite, a fost o provocare să găsim un numitor comun și să găsim piesele care să-i reprezinte pe toți trei și să nu le pună probleme, să zică mie nu-mi place asta, eu vreau aia altă, eu... Exact, drept și care... să-i pună în valoare. Exact, și drept care ne-am numit Mix and Match pentru că am mixat și am match-uit mai multe stiluri de muzică să iasă ceva bun. După care, în 2019, cred, s-a produs marea schimbare la noi în trupă, în sensul în care solista pe care am avut-o inițial a fost înlocuită, mă rog,
a plecat de la noi din trupă, ne-a părăsit și atunci am înlocuit-o cu actuala solistă, Yasmin, o fată foarte talentată. Da, o să vedeți ce voi. Ea este elevă la George Enescu și ce vreau să vă spun despre ea este că dacă ar mai dura puțin liceul, ea e acum clasa 12-a, cred că ar trece prin toate secțiile acestui liceu, exact. Pentru că a schimbat câteva pe parcurs. Ceea ce a ajutat-o pentru orice experiență. A ajutat-o foarte mult, evident. Și orice lucru învățat este un bun câștigat pe care nimeni nu ți-l ia. Eu o prețuiesc foarte tare. Yasmin este și cea care compune liniile melodice ale pieselor lor. Foarte tare. Și scrie și versurile. Piesele originale sunt pornite oarecum de micul nostru creier. Foarte frumos. Bogdan, chitaristul, el este cel care se joacă tot timpul pe chitară și din tot ce se joacă el, imposibil să nu iasă un draft de piesă. Apoi, după cum am spus, Yasmin continuă, iar orchestrația este făcută în totalitate de copii, fiecare își face pe felia lui ce e de făcut. Deci munca e făcută în sânul familiei, ca să spunem așa, exact. Fără ei resurse externe. Da, ei au început ca trupă de cover-uri, pentru că așa era firesc și na, e un punct de pornire, cred că toate trupele au început așa. După care au pornit să scrie, au deja 3 piese lansate, ele există deja pe YouTube, pe canalul lor. Putem să-l menționăm, ca să știm și noi mai multe despre el. Sigur, este Cruel Game, care a fost lansată în 2020. Mă corectează Yasmin. A fost lansată în 2020 în toamnă. A urmat aproape imediat a doua piesă, TSFI, ea trecută pe YouTube, dar în realitate piesa se numește This Song's For You. Deci o abreviere. Exact, așa se poartă. Eu, vă, care sunt mai bătrânic așa, aș fi trecut tot textul, dar m-au atenționat că nu se mai poartă așa ceva. E pe inițiale acum, mergem pe inițiale. Ne putem adapta, să știți că exact, nu e. Exact, da, nu e nicio problemă, m-am adaptat perfect, zic eu. A urmat Standing Here, care este ceva mai recent lansată. Avem deja a patra piesă gata, este gata și masterizarea ei. Așteptăm puțin să iasă și videoclipul ca să o putem lansa, pentru că nu mai vrem să facem greșeala pe care am făcut-o cu piesele anterioare, în sensul în care la acelea n-am avut clip și acum e greu să te mai întorci să faci după atâta timp un videoclip, deși ne-ar fi plăcut foarte tare. Primele 3 piese, am uitat să menționez, fac parte dintr-o trilogie. Ah, deci au o poveste. Da, ele au fost gândite ca Suișul și coborâșul dragostei adolescentine, să zic așa. Ce frumos. Partea frumoasă, după aia partea în care ne certăm, după aia partea în care ne-am certat, dar parcă aș vrea să te întorci și tot așa. Toată lumea se regăsește în această poveste așa, până la urmă. Așa am gândit și eu, da. Și mai avem o piesă care așteaptă încă mix masterul, e deja gata, una care este gata încă nu a fost înregistrată, deci copiii sunt puși pe treabă și eu sper din suflet cât de curând să poată lansa și un album. Foarte frumos, le dorim asta pentru că sunt tineri frumoși, talentați chiar, da, și chiar au nevoie de susținere până la urmă. Da, așa este. Noi părinții, vă dați seama că ei la momentul ăsta cântă oarecum pro bono. Exact, exact. Dar sunt copii care chiar merită și noi părinții suntem dispuși să facem orice efort pentru ei, financiar sau logistic. Exact, ca să nu se mai gândească ei. Ca să putem să-i susținem, exact, da. Că altfel evoluția e mult mai ușoară, să spunem așa, când nu cântăresc chiar toate tematicile. Da, normal. Ce ne puteți spune despre gala de pe 31? Cum se va desfășura? Știm că tot în același loc. Să știți că foarte multe detalii nu cunoaștem nici noi. Așa. O să fie cu elemente surpriză, însă, da, într-adevăr, gala va avea loc tot la DEPUB Universității, care este deja a doua noastră casă, aș putea spune. Ne simțim foarte bine acolo. Chiar săptămâna trecută am cântat acolo în deschiderea concertului trupei Antract. Ne regăsim, ne place atmosfera, ne place tot. Așteptăm și noi să vedem exact cum vor decurge lucrurile. Ideea este că se va încheia cu un concert și un after party, dacă nu mă înșel, știu că o tematică. Vor fi un concert de schimb cu Trei și Joanna, iar tematica este evident de Halloween, drept care cine vine, vă rugăm frumos să veniți costumați, să nu ne simțim noi prost. Să nu fie nimeni exclus. Exact. Și pentru că am menționat de membrii trupei, am vrea să-i și cunoaștem. Păi, așa că invităm la microfon. Hai să o luăm pe rând. Uite, aș începe cu Yasmin. Așa. Solista. Bine ai venit la Trainet, Yasmin.
Bine v-am găsit. Ajustează tu cum okay, okay, okay. Așa. E bine. Că și eu sunt mică de înălțime, te înțeleg. Ce faci tu, cum ești? Știu că, uite, mai devreme menționa Andreea de faptul că tu ești oarecum o parte din creierul trupei. Așa este, mă bucur să fiu o parte din trupă și să fiu creierul trupei, așa cum spune Andreea. Uh-huh. Mă simt foarte bine în trupă, ne simțim ca o familie, avem cel mai bun vibe din punctul meu de vedere. Mi se pare că ne omogenizăm foarte frumos, îmi place când suntem împreună, când suntem pe scenă, suntem în largul nostru, suntem unde am vrea să fim. Și e foarte bine. Și asta o spune și premiul pe care l-ați câștigat, premiul 1, întâi. De fapt, locul 1 nu e puțin. Da, într-adevăr. Da. Foarte bine. Aș vrea să aflu de la tine, pentru că faci parte din noua generație și o să aflu și de la colegii tăi. Ce părere ai despre trendul din prezent? Adică trapanele și alte genuri muzicale. Este un gen în care noi nu ne încadrăm. Nu okay. Suntem în zona de mainstream. Înțelegem mm-hmm. treaba asta și înțelegem că suntem foarte nișați și nu multă lume ascultă genul pe care noi îl punem pe internet. Sau exact. Da. Înțelegem că nu mulți oameni ne ascultă, dar apreciem faptul că cei care ne ascultă ne apreciază munca. Exact. Asta e important, să vă mențineți locul, pentru că și ceilalți colegi care au venit săptămâna trecută au spus același lucru, că rock-ul își are locul lui și chiar stă foarte bine în industrie. Da, momentan, să vedem ce se întâmplă cu toată industria asta de trap. Cum se mai schimbă lucrurile, da. Nu? Care mai e trendul, care mai e... Mm-hmm, mm-hmm. Ce se mai ascultă. Ați face compromisuri, de exemplu, doar pentru a fi în rând cu lumea? Nu prea cred, e foarte puțin posibil. Noi ne-am găsit cumva genul și am vrea să ne îndreptăm înspre asta. Foarte bine. Pe cât posibil. Bravo. Și încă o curiozitate și o să întreb și pe ceilalți colegi. Ce muzică asculti acasă? Eu ascult rock, pop, metal. Și cam până la urmă, cred că rock-ul stă la baza tuturor genurilor astea importante. Practic de acolo a plecat. Exact, de acolo să a plecat nu uităm tot. De asta. Că tot menționam de faptul că rock-ul are istorie. Da. Mulțumesc, Yasmin. Mulțumesc. Haideți să cunoaștem și ceilalți membri. Cine mai trece la microfon? Păi hai să mergem mai departe cu Sofia. Așa, întâi domnișoarele. Suntem la capitolul fete și vocal. Sofia este... În practică, backing vocal la noi, în teorie nu e chiar backing vocal, pentru că e foarte talentată și are o voce foarte bună. Uh-huh. Și din acest motiv, la toate concertele încerc să aduc și vocea ei un pic mai în față decât presupune de fapt un backing vocal. Și mai mult decât atât, are și ea piesa ei ca solistă în fiecare concert. Uh-huh. Da. Foarte frumos! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Vreau să aflu și punctul tău de vedere despre tot ce se întâmplă în industria asta și cum vezi tu rock-ul, cum vezi evoluția lui? Eu merg pe ideea, fiecare ascultă ce-i place și noi ne apreciem foarte mult fanii și persoanele care ne ascultă și fiecare până la urmă are dreptul să asculte ce vrea. Noi ne bucurăm că suntem ascultați, suntem apreciați. Foarte frumos! Cum crezi tu că e muzica de calitate? Ce înseamnă termenul ăsta pentru tine, calitate? O melodie bine masterizată, ca să zic, și probabil care este făcută cu suflet și cu pasiune. Adică o melodie pe care vrei să le dai celorlalți să o asculte. Mm-hmm. Unul de care ești mândru. Și voi sunteți tineri, cum e online-ul? Cum se pupă cu rock-ul? Ne arătăm foarte mult toate concertele și toate melodiile pe care le lansăm. Le promovăm cât de mult se poate pe mm-hmm. internet. Pe toate platformele și TikTok-ul inclusiv? Da, avem și o pagină de TikTok. Așa, foarte frumos. Și aflu și de la tine, ce muzică asculti acasă când te relaxezi? Pop, rock și îmi place și muzica techno. Oh, frumos! Alt răspuns? Da. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Haideți să mai știu că mai e o domnișoară. Aș face eu o completare la Sofia, dacă se poate, până una alta, până își pune Justina căștile. Sofia a participat și la preselecția Eurovision. Foarte tare! Da, și până spre final a fost chiar clasată pe poziții foarte bune în topuri. Na, fiind foarte tânără, bineînțeles că mai să are mai de încerce. Așteptat. Da, să mai încerce. Dar e un început. Niciodată nu se știe când e momentul acela potrivit. Exact. Dar nu e trebuie nimic întâmplător. Trebuie să fii prezent. Adică nu rici, nu câștigi. Până la urmă, dacă nu te vede lumea, n-ai cum să, de acasă nu se poate. Așa este. Și aș spune ceva despre Justina, pentru că ea probabil că nu o să spună. Am un element exotic legat de ea, în sensul în care ea este basista trupei,
Dar ea în realitate este balerină. Foarte tare, deci contraste, efectiv. Chiar contraste, da. Bine ai venit, Cristina. Bine v-am găsit. Poți să te apropii așa de microfon. Ce faci tu? Ești o aparență fresh, ca ceilalți colegi de altfel. Mă bucur că Andreea are opinia asta despre mine și da, sunt elevă la liceul de coreografie, Floria Capsali. Mm-hmm. Și merg mână în mână, nu? Deci baletul și... Da, da. Cum e să fii fată toboșor? Chiar sunt curioasă, adică... Nu e toboșor, e basist. E basist, scuze. La bas. Sincer, mi se pare ceva special, mai ales pentru că m-am apucat de relativ puțin timp să cânt la bas, cam de 2 ani jumate. E foarte greu de... Nu mi-a fost foarte greu pentru că sunt foarte pasionată și atunci mi-a fost ușor să învăț. Așa, foarte bine. Vreau să știu de la tine, cum vezi tu rock-ul? Cum văd rock-ul? Sincer, sunt destul de optimistă. Cred că în ultimul timp lumea și-a recăpătat așa apetitul pentru rock. Și sunt mulți urmăritori care rezonează cu munca voastră, adică în online, că tot vorbeam mai devreme despre platformele de socializare. Da, chiar cred că da. Reacționează, da? Da, da. Și asta presupun că și cer, pentru că ce oferi omului va și cere ulterior, adică ofertă și cerere, ca să fie așa. Da, sigur. Vreau să știu și de la tine, ce faci tu când te relaxezi? Îmi place să ascult muzică, evident. Da. Metal, tot așa, și muzică. Clasică. Da. Și nu am întrebat restul fetelor, dar de unde vă luați voi inspirația așa pentru trupe, pentru piese? Din viața de zi cu zi, experiențele pe care le avem, adolescență. Deci tot ce e actual. Da. Că tot spuneam de trilogia aceea cu viața și dragostea adolescentină. Se potrivește, pentru că sunt adolescenți. Se potrivește și vreau să mai fac o mențiune acum. Sigur că piesa nu este lansată și nici măcar înregistrată, dar cea mai recentă piesă a lor are un mesaj foarte puternic și chiar au cântat-o la unul dintre ultimele concerte și s-a simțit așa un în sală, așa. Pentru că este vorba fix de perioada pe care o trăim. Ea a fost inițial legată de toată nebunia cu pandemia, cu lockdown-ul, cu ce a însemnat pentru ei această închidere și distanțare de prietenilor, de viața socială. Dar iată că acum, din păcate, se continuă cu alte probleme, sperăm noi să nu ajungă prea mari pentru noi. Dar vreau să spun că piesa are un mesaj cu un foarte mare impact și eu sunt convinsă că o să placă și ascultătorilor. Și e foarte important că ei reușesc să transmită acea emoție și mesaj, că avem nevoie de mesaj, muzică. Păi despre asta e vorba până la urmă. Exact, iar ei se încadrează undeva, dacă îmi permite să spun asta, într-un registru de rock cult. De curând am achiziționat, așa să zic, și un violonist care ne ajută. Nu cântă chiar la toate piesele cu noi, dar la cele mai multe dintre ele cântă. Din păcate nu a putut să fie și el prezent astăzi aici, dar am înțeles că a fost cu altă trupă înainte. Și chiar țin minte că la unul dintre concerte am auzit pe cineva că lumea nu știa că eu sunt neapărat cu ei, dar cumva a zis așa cineva lângă mine: wow, păi asta e artă, mă! Exact! Și nu e ușor să se facă artă de calitate. Că, până la urmă, toți încercăm să cântăm, să pictăm, dar nu ne iese la fel de bine. Exact, ideea este că ei nu sunt chiar atât de comercial, de aia și spunea Iasmin că sunt nișați, într-adevăr sunt nișați, dar când mergi la concerte și auzi în sală că se cântă, sau mă rog, acolo în spațiile unde suntem, că e afară, că e în interior, lumea deja a început să cânte piesele deja lansate împreună cu ei, pentru mine este cea mai mare realizare. La sunt cunoscute, asta e de bine. Mulțumesc, că să facem loc și celorlalți. Acum hai, intră hai și cu băieți. Exact. Hai cu pianist. Să știi că pianistul meu este pianist de clasic la origine. Când eram mic a și luat câteva premii, a participat la câteva concursuri și a luat câteva premii. Iar acum este genul care se adaptează imediat situației și îți face din orice, eu îi zic, micul meu Hava. Și bună ziua. Bine ai venit la Trainet. Cum ești tu? Cum e să fii pianist? Adică eu, din punctul meu de vedere, pianul văd ca pe ceva, nu știu, elevat, ca o harpă. E da, bine, este ceva clasic, dar dă un plus acolo. Și la rock poate să dea un plus, chiar dacă majoritatea trupele rock nu au pian, exact, de exemplu. Că oamenii asociază rock-ul cu basul, dar cu un plus asta. Da. Având ceva clasic, practic două instrumente clasice, vioara și cu pianul, într-o trupă rock,
Este ceva nou. Fac echipă bună. Da, fac echipă destul de bună. Spune-mi tu, cum te raportezi la tot ce e în prezent, la muzică, la genuri, la... Eu cred că fiecare gen de muzică are propriul său fanbase, uh-huh. Și dacă tu știi să-ți cauți publicul țintă, atunci sigur o să ai succes. Nu contează că asculți manele trap. Evident, asta dacă e. Dacă ți place acel gen de muzică și îți dă un, o stare anume, atunci ascultă acel gen de muzică. Trebuie să asculti toate genul de muzică din punctul meu de vedere. Ca să culegi câte ceva din fiecare. Da, să fii cultivat din toate genul de muzică. Foarte bun punct de vedere, da, da, da. Cum te relaxezi tu? Păi mă ascult R&B, ascult techno. Și pe lângă muzică? House, învăț. Înveți mult, da, nu? Da, asta e relaxarea mea acum. Cam Andrei câte ore se pregătește de studiu? Pentru medicină, așa da. Că are oh. foarte multe ore de studiu. Asta e relaxarea mea. Bine, anul ăsta. Anul ăsta e relaxarea mea, da. Baftă. Avem nevoie și de medici care să da. Facă treabă bună. Și să știi da. Că cunosc foarte mulți medici care și-au ales ca hobby muzica, adică inclusiv prietena mea cea mai bună care, cu care au și avut de fapt o colaborare la prima piesă, ea a terminat facultatea de medicină, după care a dat imediat la conservator și acum este prim solistă, e soprană la opera wow. din Brașov. Da. Foarte frumos. Iar deci corul nu e doar o pasiune. Se știe că este unul dintre cele mai bune coruri. Exact. Că mulți dintre cei care au o altă meserie față de cea de artist, de cântăreț, se relaxează poate sau se, nu știu, e doar un hobby. Dar ei duc pasiunea asta la un alt nivel, adică da. Și e foarte greu să le îmbini, că e multă muncă. Și muzica te ajută și la dezvoltarea creierului, practic. Dacă exact. Cânti de la o vârstă fragedă, 100% o să ai succes în a învăța, nu știu, chestii foarte grele, cum ar fi să dai la medicină, să dai la... ce mai vrei tu să dai la Politehnica, la toate facultățile. Îl ții la treabă. Da, da. Așa. Mulțumesc frumos. Haideți să îi cunoaștem și pe ceilalți doi băieți. Da, uite, acum o să urmeze Bogdan. Bogdan este chitaristul nostru. Este un prodigy. E foarte talentat. Sunt multe trupe care vor să ni-l fure. Dar nu cred că au șanse. Nu au șanse. Acum l-am împrumutat un picuț la o trupă pentru un an de zile, pentru că și acolo chitaristul lor are niște, mă rog, nu probleme, că până la urmă școala nu e o problemă. Exact. Cum spune, depinde cum pui problema. Cum spune un coleg de-al nostru, nu există probleme, există doar soluții. Exact, da. Dar pentru că a ales, fiind în an terminal, a ales să se ocupe puțin mai mult de școală, l-am împrumutat pe Bogdan, care tocmai ce a terminat cu capacitatea, deci are un an așa mai de respiro. Mm-hmm. Și aseară chiar a avut primul concert cu ei, care s-a întâmplat așa pe nepusă masele pe o zi pe alta. Bună, Bogdan, bine ai venit la Trainet. Bine v-am găsit. Îți plac lucrurile spontane? Da. Te adaptezi, nu? Da, da, mă descurc. Să zic că mă descurc. Și cum, cum e rolul tău, știi, în echipă, în trupă? Ce să zic, a evoluat pe parcurs. Uh-huh. Simt că am ajuns departe față de primul moment în care... ne-am întâlnit și din am crescut împreună. Din moment ce ești așa solicitat. Nu, cred că asta e factorul principal. Eu mă simt foarte bine în trupa asta și este și o să rămână o mare perioadă de timp trupa mea de suflet și oamenii cu care mă simt bine și sunt mândru că fac parte din adunătura asta și că o să fac parte o perioadă bună în continuare. Foarte frumos spus. Așa, da. Asta înseamnă echipă și fidelitate. De acord. Spune-ne și tu cum te relaxezi și cum vezi prezentul muzical, dar și viitorul, că poate fi și asta o perspectivă. Sunt optimist legat de ce e și ce urmează și sper că rock-ul o să rămână o constantă în muzică pe perioada de acum. Iar ca relaxare, muzica e o relaxare pentru mine, deja am ajuns să o consider o extensie a corpului. Nu mai pot o să muncă. Zic că da, nu mai e cazul să o consider muncă. Da, și da. Pentru mine e tot ce-mi trebuie acum, ca formă de relaxare. Foarte bine. Și o să te ajute. Altceva, după ai spus că ai trecut de capacitate, da? Da. Ce urmează? Urmează un an de pauză și relaxare și nimic altceva. Nu vreau să mai știu de orice fel de stres o perioadă. Okay. Și mai departe rămâne de văzut. Vreau să țin și muzica caldă și în continuare să mă ocup și de alte lucruri care îmi plac. Deci să... din mers. Tot da, să întâmplă... am mai multe opțiuni. Spontan, a, după cum am spus, până la urmă, aia să rămână. Da, da, să știi că de multe ori unii oameni se simt bine în haosul ăsta, cum se spune între ghilimele. E mai constructiv. Este, nu pot să zic că mă liniștește în totalitate haosul ăsta, dar pot să mă adaptez. Așa, da. Ceea ce e bine. Da, absolut. Și acum, ultimul membru al trupei și nu cel din urmă. Ultimul membru al trupei mi-aparține în totalitate. Așa. El este fiul meu, Luca. O să spun eu câteva cuvinte întâi despre el și după aia îl întreb tu ce vrei să afli în plus. Da. Luca a fost de mic foarte talentat. El a început cu desenul, desena foarte frumos pentru vârsta lui, chiar înainte de a începe să vorbească.
drept care acum este elev în clasa 11 la Tonița. A intrat la secția de grafică, unde și-a dorit foarte tare să intre și eu sunt foarte mândră de el. Iar cu muzica avea 4 ani când a solicitat să înceapă să facă pian. I s-a explicat că are mâna prea mică pentru asta, dar pe urmă profesoara, când a văzut câtă determinare într-un copil de 4 ani, a zis: nu se poate, eu trebuie să lucrez cu el. Și un an de zile au lucrat pro bono, deci nu mi-a cerut niciun ban, că a zis că n-a mai văzut așa ceva. Iar la 6 ani și-a dorit să facă tobe. Am început să facem tobe, așa cum e fiecare copil își dorește să treacă peste ABC și să ajungă direct la nivelul cel mai înalt. Exact. Așa încât prin clasa 3-a, să zicem, nu că neapărat s-a plictisit, dar a cerut să ia o pauză. Iar în clasa 5 am insistat eu să se reapuce, pentru că știam deja de la profesorul cu care începuse să facă la 6 ani că este foarte talentat. Uh-huh. Și chiar mă întreba ce facem cu el, că ăsta pute de talent. Deci acum, era nevoie de oameni care să vadă esența și să îl sprijine. Da, și la fel îmi asum un pic meritul pentru faptul că a ajuns atât de sus, pentru că dacă l-aș fi lăsat așa cum a decis el, probabil că ar fi fost un talent care se pierdea, așa cum de altfel sunt mulți copii. Eu îndemn părinții să insiste atunci și când este cazul și când simt ceva, pentru că mai târziu copiii vor mulțumi. Decât să-ți spunem de ce nu m-ai bătut la cap, mai bine să, să ajungă unde sunt ei acum. Și să-i sprijine de la început și să o facă pe tot parcursul. Asta e foarte important. Bine ai venit la Trainet, Luca! Bine v-am găsit! Ești tânăr, fresh. Cum e să dai tu energie melodiilor din trupă? Toboșar! Este un rol foarte important, mi se pare, și îmi iau cel mai mult inspirația din idolii mei. Cum ar fi? Chris Tanner și Alex Romagean. Bine! Care e profesorul meu. Mi-au dat foarte mult frâu inspirații pentru ritmul, pentru beat-ul, pentru nu știu cum. Eu decid vibe-ul, eu decid cum ești liber. Piesa. Exact, foarte tare. Și el e metronomul trupei, ca orice toboșar. Dacă el se lasă pe tânjar, atunci toată trupa exact. Trebuie să... De asta spuneam că dă energie, pentru că de acolo pornește până la urmă. Cum ești tu, Luca? Studiezi mult? Ai timp să te mai și relaxezi? Studiez mult, studiez din 2011 și mulțumesc foarte mult mamei mele pentru că a insistat pe treaba asta, pentru că mă simt foarte bine în momentul ăsta cu nivelul la care sunt și sper să mă duc cât mai departe, să evoluez cât mai mult și să am niște experiențe din ce în ce mai bune. Așa să fie. Să știi că asta e cea mai mare bucurie a părinților, întotdeauna să-și vadă copiii realizați și să facă ce le place. Exact. Nu ce vor părinții până la urmă, ci ce le place lor. Da, exact. Așa, spune-mi despre festival. Cum a fost pentru tine experiența asta? A fost foarte... M-am simțit foarte bine, m-am simțit foarte în largul meu, pentru că am fost cu gașca mea. Nimic n-ai cum să nu te simți bine, nu? Asta, nimic, așa. Cam asta... Nu e nicio problemă, vorbim mai detaliat oricum și după gală dacă e nevoie. Și felicitări încă o dată tuturor pentru că ați câștigat locul 1 pe la trupe, la categoria trupe. Și individual de asemenea, pentru că știu că avem așa: pentru solista vocală Iasmin, locul 2 la concurs, locul 2 pentru chitarist Bogdan Stoican și locul 1 pentru tine, Luca. Bravo, felicitări! Mulțumim mult! Sunteți foarte talentați și foarte frumoși. Mulțumesc și revenim la Andreea. Așa. În încheiere, ce urmează? Au proiecte, au colaborări pe lângă piesele pe care au fost menționate mai devreme? Proiecte sunt întotdeauna. Pe mine, experiența mea de mulți ani de scenă m-a învățat că mai bine vorbesc despre proiecte atunci când ele încep să se concretizeze. Da. Ținta este tot mai sus, asta e ceea ce pot să spun. Le-am promis că, fiind un an greu pentru 4 dintre ei și, dacă e să-l iau în calcul și pe violonist, 5 dintre ei, este un an terminal care presupune mult studiu. Asta nu înseamnă că nu vom avea cântări. Vom avea cântări, dar cumva vom selecta puțin
ca să nu le ocup timpul, nu, de altceva, nu suntem nici mofturoși, nici orgolioși, nici aroganți, nici cu nasul pe sus, dar doar că cumva va trebui să selectăm din ele ca să le pot permite să își facă și treaba, pentru că n-aș vrea să am pe conștiință vreun bacalaureat picat sau cu o notă mică. Nu, să n-auzim de asta. Nu e nevoie de așa ceva. Eu vreau ca ei să-și urmeze fiecare visul lor și în plan profesional. M-aș bucura foarte tare să știu că această trupă va rezista în timp, pentru că, acum glumind un pic, marca MXM Band este cumpărată pentru 10 ani, deci vă rog eu măcar 10 ani să rezistăm. Cel puțin! Exact. Dar mi-aș dori foarte tare să aibă și o istorie lungă, chiar dacă pe parcurs unele schimbări sunt inerente, pentru că nu poți să știi unde te duce viața și până la urmă sunt trupe mari care pe parcurs au mai schimbat un instrument din pe aici pe acolo, au mai adăugat sau mai eliminat sau se poate întâmpla orice. Nu e nimic garantat. Exact, dar ar fi păcat de ei, pentru că realmente aș vrea să aibă un public al lor, să aibă piesele lor pe care lumea să le cânte împreună cu ei, îi visez la concerte mari, îi visez pe stadion, îi visez în piețe și e ceea ce le doresc eu din tot sufletul, pentru că chiar merită. Iar eu la un moment dat mă voi da cumva la o parte. Eu nu sunt numai managerul lor. Mă rog, mie manager nici nu prea îmi place acest cuvânt, pentru că în realitate eu nu sunt manager, n-am nici patalama de manager, sunt doar un părinte care se zbate pentru copiii ăștia pe care încearcă să-i crească mai mult de vedere muzical. Sunt mai mult coordonatoare al lor sau ăla care întinde cablurile sau le strânge sau concepe costumele pentru concerte, le face pe covorul din sufragerie când apucă. Dar mi-aș dori foarte tare pentru ei să cumva să-și ia zborul singur la un moment dat. Acum deocamdată rămân în poziția de coordonator, pentru că pe mine scena m-a învățat că întotdeauna ochiul din sală vede altfel decât îți imaginezi tu că este pe scenă. Exact. Și atunci, peste tot unde am fost, lumea a remarcat că ei au pe cineva în spate care îi, nu neapărat că îi coordonează, dar îi aude din afară și poate să le spună aici, așa, aici, așa, aici aș face așa. Exact. E ca intuiția. Și pentru exact, că intuiția ne ghidează. Adică până la urmă denotă și profesionalism și chiar și când vor fi liberi și nu mă vor mai avea pe mine ca și coordonator, nu mai spunem ca și spunem direct ca coordonator, tot va fi producerul care de la butoane așa va spune aici trebuie să faci așa, aici așa, pentru că totul este în interesul lor și interesul muzicii pe care o fac. Oricum, având o bază atât de trainică, sigur se vor descurca. Și dacă așa se vor desprinde și eu, da, se vor descurca cu siguranță. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și noi mulțumim pentru și invitație, doresc, cu mare plăcere. Vă doresc baftă în toate proiectele pe care le aveți. Doamne ajută. Și distracție plăcută la eveniment. Păi vă așteptăm acolo, nu? A, să așa. Ne buhuhu împreună. Și încă ceva, în online cum vă pot urmări cei care ne urmăresc și nu vă au la follow încă? Ei au conturi pe toate platformele, deci pot găsi și pe Spotify, și pe YouTube, toate canalele practic care țin de DistroKid, ei sunt prezenți acolo, au canalul lor de YouTube unde sperăm să lansăm cât de curând și videoclipul pentru cea de-a patra piesă. Sub ce denumire? Ca să MXM? MXM Band, da, pe Instagram suntem MXM Official, MXM Band Official. Avem și, auzi că fără band. Oficial să fie, nu mai contează. Da, există și pagina lor de Facebook. La bine, lasă, MXM Music, MXM Music Official, ok. Orice detaliu e important. Da, bineînțeles. Dar unde vedeți o poză cu niște copii frumoși în dreptul numelui MXM, să știți că ei sunt. Așa, cea mai bună recomandare și descriere. Exact. Mulțumesc încă o dată și vă mai așteptăm la noi. Cu drag, ne întoarcem și poate povestim și după ce lansăm videoclipul și după gală, ne mai vedem. Cu siguranță. Iar pe tine te las acum pe Trainet cu Post Malone și Doja Cat, I Like You. Audiție plăcută!